Salutare tuturor! Astăzi stăm de vorbă cu atacantul care a dus ultima victorie a Stelei în campionat și prima înfrângere a lui Hermannstadt în acest sezon, un fotbalist care a început bine sezonul la Steaua, cu 3 goluri în 4 meciuri, a venit apoi o accidentare în meciul cu Schellenberg, care l-a ținut departe de gazon mai bine de o lună, dar a revenit, a jucat cu Concordia Chiajna, iar acum a dus victoria pe terenul de la Mediaș. Salut, Vasile! Povestește-ne cum a fost la Mediaș, la acea fază, noroc, inspirație? Salut! Da, pot spune că a fost noroc și inspirație, pentru că mă aflam exact la locul potrivit, în momentul potrivit. Pentru noi e bine că am fost acolo, că am înscris cu noroc, cu nenoroc, nu prea mai contează, pentru că în ultimele meciuri nu prea am avut acest noroc. O victorie care a adus și o descătușare așa în vestiar? Da, sperăm să fie așa. Așa a fost după meci. Sperăm să se vadă asta și în continuare la meciurile ce urmează și să obținem cât mai multe puncte din acele meciuri care urmează. Cum e pentru tine aici la Steaua? Mulțumit de ce ai realizat până acum? Da, parțial mulțumit, dar se putea și mai bine. Dar având în vedere că am avut și o accidentare de vreo lună jumate, pot spune că e ok și sper să continui să înscriu și să câștigăm meciurile care urmează. Câte puncte se pot obține în următoarele 3 partide ale anului, cu Universitatea Cluj, Timișoara și apoi Buzău acasă? Se pot obține și 9. Acum n-avem de unde să știm, vă dați seama, și celelalte echipe își doresc foarte mult să câștige, și noi nu mai spunem. Sunt bune și 7, zic eu, dar dacă s-ar putea 9, ar fi perfect. Cum ai ajuns să lucrezi cu Daniel Oprița? Da, cu Daniel am lucrat prima oară la Reșița. Eu promovasem cu Târgu Mureș și el m-a sunat să mă duc acolo. Mai fusesem coleg cu el la Petrolu, coleg de ca și fotbaliști. Și m-a vrut acolo foarte mult, așa am ajuns să lucrez cu el. După aia, când s-a dus la Juventus, la fel, a insistat să merg acolo, acum la fel. Și mă bucur că lucrez cu el, pentru că am avut niște performanțe și sper să reușim și aici să facem o treabă cât mai bună. Dintre echipele pe care le-ați întâlnit până acum, bine, tu n-ai evoluat contra celor de la Petrolul, însă cu Concordia Chiajna, Hermannstadt, care ți s-a părut cea mai puternică? Cum ai spus, având în vedere că n-am jucat cu Petrolul, eu cred că Chiajna a fost cea mai puternică până acum. Dar Petrolul e într-o formă extraordinară, sunt primii, au câștigat 11-12 meciuri la rând și putem să-i punem și pe ei acolo. Cariera ta a evoluat în meciuri importante, în cupele europene cu FC Vaslui, ai jucat pe Giuseppe Meazza contra lui Inter, ai evoluat și pe Olimpico. Cum a fost acea experiență? Vă dați seama, să joci în preliminarii Champions League, în grupe Europa League, a fost ceva incredibil pentru mine, ceva ce o să țin minte toată viața, e o amintire frumoasă, dar mai am și altele, cum ar fi 4 promovări în Liga 1 și sper să mai reușesc până la finalul carierei. Ai fost coleg și cu Wesley, Ada Hilton, Sân Mărtean. Cum erau ei ca oameni, în primul rând? Ca oameni erau niște oameni deosebiți. Cu Lucian pot să zic că mă înțelegeam foarte bine, dar și ca fotbaliști erau incredibili pentru România la vremea aia. Așadar, ai evoluat în meciuri importante pentru FC Vaslui, în cupele europene, ai jucat cu fotbaliști buni. Ce înseamnă însă pentru tine să joci pentru cea mai titrată echipă din România? E o mare onoare să fiu aici la cea mai iubită, cea mai titrată echipă din România și cât o să fiu aici o să dau totul pentru această echipă și suporterii.